În timp ce Vasile Stânga are mari bătăi de cap cu alcătuirea primului 7 a Jan Omer, a dat lovitura pe piața transferurilor. Reșițenii l-au repatriat pe Valentin Ghiona de la PIK Szeged, jucător cu mare experiență internațională și componente de bază ale echipei naționale. Stânga nu se teme însă de Ghiona, pe care îl cunoaște foarte bine din postura de selecționer. A venit Ghiona și cu Ghiona și fără Ghiona trebuie să batem. Asta e, o extremă dreaptă. Ghiona este un jucător de echipă națională, dar și el trece prin momente destul de grele, e un jucător dezantrenat, zic eu, dar Ghiona e Ghiona. Stânga îi pregătește și el câteva surprize lui Omer. În absența lui Florea, tehnicianul Energiei îl va titulariza pe Enache pe extremă. Forma slabă a nou venitului Simovici îl pune însă pe gânduri pe Stânga. Simovici, acum am observat că este dezantrenat. Este dezantrenat, el o lună de zile n-a făcut nimica. Și noi am pus cam multă presiune pe el și antrenamente mai multe și deja se acumulează oboseală. După o analiză atentă, Stânga a descoperit și principala problemă a elevilor săi. Ratăm foarte mult la antrenament, m-am supărat ieri pe vreo câțiva jucători, ratează cu o seninătate și lucrul ăsta se vede și în meci. Și dacă vom rata la fel ca la antrenamente, le-am spus că Damianovici este un portar cu mare experiență și îi păcălește în poartă.